Pare rău că v-am scos din casă la ora asta, da? Asta e încăpățânarea mea, trebuie să fiu primul totdeauna. Cu ce gânduri ați după o atâtea zile de campanie de dimineața, de la 5-6 până în noaptea târziu, schimbăm, asta spunem, că schimbăm țara, schimbăm gândirea, schimbăm concepții, schimbăm oamenii, schimbăm tot. Pentru că sunt 26, aproape 27 de ani, de când nu facem nimic, de când ne furăm căciul la unul altuia. Și eu cred că ar trebui să termine lucrurile. Da. Programul zilei de azi, în continuare, ce veți face? Mergem la birou, sunăm oamenii, mergem din secție în secție, în jurul Romanului, în Roman. Sper să nu fie probleme, oameni buni, ieșiți la vot. Voi trebuie să schimbați lucrurile alături de mine, singur nu pot. Și nici cu partidul și nici cu nimeni din țara asta, dacă nu ieșiți la vot, ieșiți la vot. Am fost la biserică de aia și după aia am venit în coace. Și pentru ce ați votat? Știu, pentru mai bine.